Din fonduri proprii, Consiliul Județean Mehedinți, în cursul zilei de astăzi, a dotat Inspectoratul de Poliție Județean cu materiale de protecție și aparatură de ultimă generație. Totul pentru ca misiunile acestora să fie duse la bun sfârșit în siguranță. Să le folosiți cu maximă utilitate. Vă mulțumim mult de tot! Ca în fiecare an, Consiliul Județean Mehedinți, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, a achiziționat echipamente pentru activitatea Inspectoratului de Poliție Județean. Astăzi, la sediul Consiliului Județean Mehedinți, au fost predate echipamentele și aparatura achiziționată pentru Serviciul Teritorial Mehedinți al Inspectoratului de Poliție Județean. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, fiind mereu implicat în tot ceea ce ține de județul nostru, a hotărât să fie mereu alături de forțele de ordine pentru ca structurile operative să fie mereu în siguranță. Noi în bugetul ATOP anul acesta am alocat o sumă de bani semnificativă pentru fiecare structură a Ministerului de Interne. Acum a venit rândul Inspectoratului Județean de Poliție să-și preia echipamentele și ceea ce am achiziționat noi din bugetul ATOP. Pe de o parte, pentru Serviciul de Investigații Criminale am achiziționat echipament tactic, așa cum a fost solicitat de IPJ la începutul anului, iar pentru 24 de posturi de poliție comunale am achiziționat 24 de kituri pentru supraveghere video. În 2021, la fel, am achiziționat pentru 25 de posturi de poliție. Deci, după ce vor fi instalate și aceste echipamente, putem vorbi de 49 de posturi de poliție care vor fi supravegheate. Domnul președinte, pentru noi sunt echipamente foarte bune, ne sprijină foarte mult în activitatea curentă. Monitorizarea posturilor de poliție e o activitate foarte importantă pentru noi, iar echipamentele tactice sunt benefice în activitatea curentă a colegilor din investigații criminale. Vă mulțumim! Consiliul Județean Mehedinți, împreună cu președintele Aladin Georgescu, sprijină mereu activitatea forțelor de ordine din județul nostru, dar autoritățile județene consideră că este important ca din bugetul județului să se achiziționeze echipamente de protecție pentru ca structurile operative să fie în siguranță în timpul intervențiilor.